Toamna devine din ce în ce mai prezentă în orașul nostru, cu dimineți reci și cu ploi din ce în ce mai dese. Școala din parc, un proiect 100% buzean, începe să fie folosită mai rar, dar primăria continuă să o doteze cu tot ceea ce este necesar pentru derularea procesului de învățământ în aer liber. Deja au apărut două containere, frumos pictate, aș spune eu, de către o cunoscută artistă buzoiancă. Iată că acolo vom avea și o mică bibliotecă, vom avea și spații cu material didactic pentru preșcolar, dar și pentru elevi, astfel încât ușor-ușor dorim ca această școală din parc să devină un reper pentru educația buzoiană în următorii ani. Tema este școala din parc, ca proiectul școala din parc, și reinterpretez toată treaba asta. Să avem aici un copac? Da, un copac al cunoașterii, i-am zis eu. Totul e pe bază de citit. De învățat. Și aici e chiar reprezentat școala din parc, pentru că încep să personalizez cu niște elemente din parc, lacul, dar mai am multe detalii, o să fie și palatul care se regăsește și acolo la planetariu. Dacă școala în aer liber a prins contur anul acesta și chiar a funcționat cu succes doar în Parcul Tineretului, până în vara viitoare proiectul se va extinde și în celelalte două parcuri mari ale orașului. Așa cum știți, acest proiect va fi implementat ulterior și în Parcul Marghiloman, dar și în Parcul Crâng. Probabil anul viitor, până în vară, vor fi realizate și aceste proiecte, astfel încât, ținând cont și de condițiile din pandemie, dar și de necesitatea ca elevii și preșcolarii să petreacă cât mai mult timp în aer liber, cred că un astfel de proiect este binevenit atât pentru cei mici, dar și pentru cadrele didactice. În cadrul acestui proiect, primul din România, copiii vor putea participa la ateliere de grădinărit, pescuit, arte, lectură, limbi străine, apicultură sau la teatru de vară și cinematograf în aer liber.